Am amestecat aici făina de gru cu făina de porumb și o să-i pun și puțină sare. Dacă e sare de Himalaya, cu atât mai bine, sau nu știu, sare de mare, sau... A mea e de pe lună și asta e cea mai bună. Glumesc, în mod normal, glumesc. Folosiți sare românească, terminați cu prostiile, că nu sare e importantă. Trebuie să mănânce și oamenii aia care produc sare la noi. Toată lumea s-a șmecherit acum, folosește sare de mare. După ce am amestecat astea trei ingrediente, de fapt 4 dacă punem la focoteală și apa, și le lăsăm să stea, cred că 20-30 de minute. Să nu se usuce, doar puțin să prindă față. Sunt o alternativă bună la cele mexicane. Merge destul de bine cu combinația asta dintre făină de gru și de porumb. Și pe vremea de afară nu aveam unde să mă duc să caut făină pentru tortilla specială. Așa că mă mulțumesc cu amestecul ăsta. Eu sunt foarte mulțumit de el și de rezultate bune. Îmi pregătesc și restul legumelor. Pun și acolo roșie, pe care o tai fin. Și doi ardei iuți. Îi voi tăia rondele cu semințe. Voi pune la călit lintea în unt, pe final ardeiul și sucul de roșii. Era bine dacă puteam folosi roșii, dar nu, fiind iarnă, nu îmi plac roșiile astea și o să folosesc suc de roșii. E mai sănătos decât roșiile aduse din Turcia și scoate mai mult față de bulion. În timp să adaug și ceapa. Nu mai durează mult până îl pun și ardeiul. Am pus și ardeiul și las pe el să călească 2 minute până se înmoaie puțin și pun sucul de roșii. Băgăm și sucul la fiestă. Am pus carnea de pui, o să o amestec și pe ea. Carnea de pui a ieșit foarte bine, nu e uscată deloc. Când se răcește de tot, o să rat și cașcavalul. Am pus o umplutură în mijlocul lipiei, iau marginile astea exterioare. A ieșit puțin mai crocantă, în tigaie iese mai crocantă dacă aveam un cuptor. Cu șamută era altceva, dar merge și așa. Asta e varianta pentru acasă. Și așa, mă întorc invers. Și gata pentru prăjit. Cu toate că mie îmi plac mai crocante, trebuie să recunosc că de data asta am exagerat puțin și risc să pierd toată umplutura pentru că s-au crăpat și mă voi folosi de niște foi de plăcintă pe care, din fericire, le aveam în frigider și le voi face o carcasă protectoare, astfel încât umplutura mea să rămână înăuntru. Așa. Asta a fost. Am ales să le prăjesc în tigaie în mai puțin ulei, ca să fie mai sănătoase. În mod normal trebuiau prăjite într-o cantitate mare de ulei.